Așa, vrem să luăm un episod. Astăzi ne jucăm Dictator Snowpiece. Spun aceasta pentru că nu ne-am mai jucat de ceva timp și probabil că veți vedea o serie nouă pe canal. În descriere veți avea contul lui Voltage și probabil că de următorul episod veți avea și alt cont al lui Risky, prietenul meu. Bun. Eu m-am mai jucat off camera și da, am făcut 77 de bani pe secundă, am cucerit Germania, mai mult, inclusiv Rusia. Ok. Asta am făcut-o 60, 40, 40. Bun. Și pe acest videoclip voi încerca să cuceresc și China, dacă se poate, și Polonia, să o iau înapoi și după aceea ce țări mai sunt. Bun. Sau și țările de aici, pentru că văd că sunt destul de slabe. Algeria pot să iau, Morocco sau ceva. Spania nu, că vreau să iau de-astea care sunt mari. În prima dată. Și din partea asta, să cuceresc toată partea asta. Să dau aici. Să vedem ce iese din Arabia și aici. Ok. Bun. Să ne facem la România iar. Să facem 50, 60. Bun. 68, 69, 70. Imediat. Nu avem bomba atomică, din păcate, ca să putem să fie mai ușor, să poată să fie mai ușor. Dar când voi cuceri China, voi da drumul la rebeli. Bun. China Navy Air Force, 99, 98, 98. Bun. Și Mongolia. Aici să mai dăm upgrade, că ar mai trebui. Pentru că și ea e mare. Și asta, Rusia, dacă o pierd 1, 2, 3, 4, 5. Adică aș avea 72. Pierd destul de mult. Kazakhstan mai slab și are și rebelie am făcut. Sincer, aș putea să o iau. Cred că au 34-32. La local army au 34 și la Air Force 32, deci și eu cât am? La Air Force 32 trebuie, uite, 344 și aici 72. Pot să iau Kazakhstanul, pentru că am și rebeli. Bun. Așa. Am luat și Kazakhstanul. Nici nu ne-a luat mult din asta din armată. Kazakhstan are două. E bine, adică 79 pe secundă. Să dăm upgrade, să aibă două. Așa, așa. E bine. Oh, bun. Acum vom strânge să luăm Polonia și celelalte. Ce mi-ai spus că luăm? Bine, nu mă pot abține să nu iau și Armenia. Dar nu știu de ce, dar pur și simplu nu m-am putut abține. Am luat și partea asta, Estonia, astea, țările astea mai mici. Nu, așa, uite așa. Bun, am 80 pe secundă. Și pac, pac, pac. Ca să cuceresc Polonia, îmi trebuie câte 70, nu la fiecare. Da, 70. Bun. Și rebeli. Că i-am făcut ceva. Bun. Aici să mai dăm upgrade. Că trebuie. Să aibă 70. Sau cred că totuși nu trebuie chiar dacă am rebeli, dar îl pun ca să rămân.
spun așa, 70,4. Așa, la Air Force îmi trebuie 70. Bun. Voi reveni după ce am țări luate. După ce am mai mulți bani. Bun, mai luăm și Iceland, că am văzut că este slabă. Dar am pus rebelii, deci doar la Navy o să ia puțin. Bun. Bun, am făcut 81. Și dacă tot am dat drumul la filmare, să dăm aici la România. Asta are deja 70. Aici 24, 19, 80. Și la Navy trebuie 70. Ok, aproape de 70 totuși. Și aici să mai luăm, să avem 72 aproximativ. Bun. Să mai luăm și banii ăștia de la avion, ca să ne fie după ce mai ușor. 71 și pac. 75. Și aici să nu lăsăm, chiar dacă avem rebeli. Știu, na, da. Nu sunt chiar mulți. Nu știu, poate aș mai pune și aia 3000. Deci revin. Bun. Așa am făcut și aici și putem bate Polonia. 3 și gata. Bun. Am început războiul contra Polonia, Turcia cu Cipru sau... Hai, n-am văzut bine. Haide să luăm Polonia. Da, Mongolia, unde e Mongolia? Mongolia, nu știu exact, da, în la Germania. Și să dăm atunci, să așteptăm să ni se facă banii ca să putem cuceri mai ușor după aceea China, care e bună. Ok, am luat un, am câștigat. Așa, bun. Bam, 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 bam. Bun, să luăm, să facem 4 stele la, sau... lasă, e bine și așa. Avem 84 pe secundă, e mult. Bun. 830. Greater Kazakhstan. Bun. Noi că în Kazakhstan sunt mulți rebeli. Bun. Da, în Kazakhstan, eu m-am uitat la Kirghizistan. Nu contează. Așa. Bun. Să dau volumul mai încet. Adică să-l dau la minim. Și China, Bhutan, Nepal, asta e slabă. Bun, sunt puțin răci de aceea totuși esc. Puțin mai mult. Și bun, sper să nu pierd. Da, nu prea aveam cum să pierd. Să dăm așa și așa. Mergem înapoi și ne facem ceva ca să nu ne cucerească. Cred că nu se poate totuși să-ți cucerească România, nu? Și-o da. Bun. O să cucerim China. Ok, bun. Așa. Bun. Am luat... Nu, nu luat înapoi Belarus. Dar e slabă acum Belarusul. Bun, până nu se reface, o să ne dăm upgrade. O luăm rapid. Nu cred că am șanse ca cu banii ăștia să pot face chiar tot full. Am 7000.
Da. Bun, mi-am făcut ceva, nu tot. Dar am făcut mult și din asta imediat o să-mi iar bomba atomică. Deci pe acest videoclip voi face cam de secundă dacă ăla era 80, vreo 85 pe secundă și cu China 87, 88. Poate. Bun. Aici mai trebuie să dăm upgrade, upgrade, upgrade. Așa. Sper să se facă bomba atomică pe episod. Dacă nu, oricum voi opri filmarea și o voi face iar în... Și o voi porni când termin. Adică când se face bomba atomică. Bun. Avem 47. Pac. Aici. Nu, nu, nu. Haide să punem 50. Să fie jumătate. Ok, bine. Așa, joia asta care vine, voi probabil că eu voi face un videoclip cu un joc pe care este prima parte deja la Voltage pe canal. Se numește jocul Stardew Valley, dar o să vedeți voi ori pe videoclipul pe care l-am făcut ori și joi, adică în 14 aprilie, cred că e 14 atunci, joi, sau pe acolo, sau 15-14, cred, totuși. Bun. Licit și tare slăbuță. Bine, de fapt e bună, bună, doar că, da, mă așteptam să fie mai bună. Nu știu, nu contează. Așa, să iau aici, să pun 60. Nu, sau să pun câte 10. E așa, 95, 100. Să mi scrieți în comentarii cu ce jocuri ați mai vrea să facem. De exemplu, eu cred că o să pot filma și cu Assassin's Creed Revelations, doar că aș... Da, cred că o să pot, dacă vreți, sau mai pot, probabil, cu Far Cry 3. Nu știu dacă ați auzit de joc, e un joc fain. Sau alte jocuri de pe Xbox 360, da, vechi, dar probabil că cred că pot face episoade, dar probabil că va apărea pe la Voltage pe canal sau poate cine știe, poate la mine. Bun, am ținut de vorbă mult. Așa. Bun, avem 80, 80, nu, 80, 90, 80. Și ei au 99, 99, 98, 98. Da, deci o să trebuie să le fac pe toți folii să-i fac. Ok. Bun. Full, 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 se dau jos, jos. Aici se dau 10, hop. 910, da. Și aici se dau 10. De tot mi se pune 110, 10. Așa, enter. Bun. Libia, Chad. Probabil că după ce vom cuceri China și Belarus, vom încheia videoclipul. Așa. Uzbekistan, Kazakhstan. Dar știți ce să facem? În China să creștem rebelii. Să facem rebelii. 40 din 60. Și atunci... A, nu l-a dat-o. Da, o iau înapoi, că e slabă. China, asta,
Dacă ar fi 2, ea în total are la armii 98, minus 20, ar fi 78. Da. Ar fi 78. Da, ar fi ceva. Deci nu mai trebuie să dăm upgrade aici, la România, la ăsta. Sau, de fapt, da, ba da. Așa. Bun. Va trebui doar la Air Force să dăm. Un, doi. Bun. 45. Ne mai trebuie 46, de fapt. Polonia. Ah, da, noi am luat Polonia. Pardon, vreau să spun mereu Belarus. Da, îmi pare rău. Dar o să o iau înapoi. O să iau Belarusul, că îl mai aveam, de-aia am spus că îl iau înapoi. Așa, și ca să nu fie așa mult, le iau pe astea două. Bun, și atunci 40 din 60, aici nu mai trebuie, decât la Air Force o să trebuiască. Bun, ceea ce înseamnă că o să putem cuceri China curând. Bun. Așa, 36, nu ne... Ba, de fapt ne trebuie și la navă. Să facem 100. Unde să punem 10? 10, 10, 10. Ok. E 93 din 6,65. Bomba atomică nu cred că se mai face pe episod. Da, 10, 10, 10, 10. Bun. Dar măcar am făcut multe și episodul acesta. Bine, episodul trecut cred că am făcut cele mai multe chestii, adică am cucerit multe. Episodul trecut. Austria. E de noi. Păi, da. Și mai învăț și ceva geografie, că nu știam multe lucruri. Nu știam că Latvia cu Estonia sunt vecine, credeam că Latvia e pe aici, pe unde e Georgia. Și Estonia știam că e pe acolo. Ok, ciudat. Așa, haideți să mai dăm upgrade. 95, bun. Navy 100%. Ok. Și aici să facem full. Așa, și ne mai trebuie încă 200 la nuclear. 10. Ok, bun. 10, 10, 10, 29, 30. Așa. Ne mai trebuie jumătate de stea la Air Force și la ăsta. Nu mă pot abține să nu apăs. Chiar 20, adică... Bine, gata, 8-6. Da, e bine. Bun. Change military base. Da, nu am unde să-mi dau 5, că e bine acolo unde suntem. 34. Așa, mai avem încă 9 din 9. Bun, gata. Cred că putem cuceri China. Că nu cred, sigur putem cuceri China. Deci avem la asta, la Navy full, la Air Force full. Și la Army avem 87, cred, 80 și ceva, și aici avem 40. Da. Bun, hai să câștigăm războiul, cred. Sper să fie cum spun eu. Bun. Kazakhstan, unde e Kazakhstan? Kazakhstan, ok. Aici, bun. Am reparat. Care a dreapta e a noastră? Sau stânga, de fapt? De fapt, dreapta. Yes. Bun. Și aici, la navă. Ok, mi se duce 36, 35. Nasol cum se duce.
Haide. Yes. What? Câte sunt? Ok, știam că ele fac multe, bă, dar nici chiar așa. 8 și 8. Ok. Și aici trebuie să dăm neapărat, 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 neapărat. Ca să facem să nu ne ia lumea, China. Bun. Mulți spun să dau upgrade doar la Ermi, dar nu înțeleg de ce. Nu înțeleg, o să înțeleg eu pe parcurs ce trece. Yes, am luat țările astea mari de aici. Și mai avem de luat pe... A, avem bomba atomică. Bun, bine. Fine. 31. Deci, întrebe la Air Force 32. Am 31, 41, luăm și... Ermi 20. Și 40 nici nu o să trebuiască să trag. Ok, bine, la rusul luăm lejer. Germania am luat-o, e bun. La China să mai dăm acum upgrade. Aici apare cu 1000, aici cu 1000 și aici cu 2000. Bun. Așa, avem și bomba atomică. Ok, deci probabil că mai luăm ceva. Așa și așa, avem 90 pe secundă, forță. Da, îi ascult pe ei, deci o să dau să... Bun, să am așa. Nici o țară așa de mare, dar asta e bună, e prea bună. Trebuie să iau una care o pot lua acum, o pot cuceri. 50 cu... Cred că o pot lua, cred că asta Finlanda o iau. Dacă nu, cumva mai pun aici să am 58 și... Nu, Moldova. Și aici să am... Bun, să am un 39 imediat. Și aici o să-mi trebuiască mai mult. Bun, 178, imediat. Băi, am făcut multe lucruri. Ei, bun. Finlanda, click, 336. 336, click. Finland. Bun. Finlanda, Finland. Click. Ok. Sweden, Finland. Gata-i. Și nu mai putem da o dată. Bun. A căzut în ocean. Dacă cădea cumva într-o țară. Pac, și asta. Cred că am luat-o. Săracul avion care cade. Care era peste. Și... Yes, am luat-o. Și Finlanda are 3, ok. Avea mult. Și avem și noi 93. Bun. Bun. Am făcut mult și și am luat o mare parte. Am luat China, nu mă așteptam să o luăm. Bun, cam atât cu acest episod. Eu am fost Colidocli, aveți episod surpriză dacă nu vă uitați la cel de la Voltage joi. Un nou prieten care s-a apucat de YouTube. Risky și o să aveți de săptămâna de când voi posta următorul episod contului în descriere. Eu am fost Colidocli, ne vedem data viitoare, pa, pa!